Oamenii din Moldova merită să aibă acces la cele mai noi tehnologii de comunicare. De 14 ani, Moldcel oferă celor născuți în Moldova libertatea de a utiliza acoperire calitativă și servicii inovative. Recent, Moldcel și-a confirmat angajamentul asumat în fața abonaților și întregii societăți. Cu o investiție de peste 25 de milioane de euro, Moldcel a achiziționat 3 licențe noi pentru dreptul de utilizare a frecvențelor radio în 800, 900 și 1800 de megahertz. Investment is a sign of our long-term intention on the Moldovan market and our commitment to continue providing high-quality services to the people of Moldova. They deserve to have access to the best but coverage, latest technology and innovative services. Pentru prima dată, autoritățile au decis distribuirea frecvențelor radio conform principiului neutralității tehnologice. Astfel, toți utilizatorii de telefoane mobile vor beneficia de o calitate superioară a serviciilor de voce și internet, iar operatorii vor putea să dezvolte proiecte inovative în rețelele 3G și 4G. Pentru Republica Moldova, asta este un beneficiu care o să fie transformat în niște tehnologii noi care o să fie aduse pe piața noastră și desigur că o să fie servicii de calitate. După implementarea serviciilor semnătura mobilă și M-Sănătate, Moldcel va putea oferi și mai multe soluții avansate care vor ajuta oamenii și vor contribui la transformarea digitală a Moldovei. We believe in Moldova and we know that Moldova will grow more and develop more and we are extremely happy that we will be part of this development and growth. This is just a start. We will continue to invest in the country for better quality. Noile licențe au fost eliberate de ANRCTI pe un termen de 15 ani, cu începere din 6 noiembrie 2014.